Depinde de tine și de mine dacă sunt în părtășia cu Domnul. El este aici. Amin. Și toate îndemnurile care s-au dat, s-au dat pentru că El este aici. S-au dat lucrări importante în mijlocul nostru. Doar noi trebuie să deschidem urechea și să spunem din inimă, Doamne, vorbește că-ți robii tăi și roagele tale sunt aici. Slăviți să fie Domnul. Pentru că uitați-vă, în mijlocul poporului, Dumnezeu face mari bucurii. Așa cum ne spune în Filipeni, capitolul 4, versetul 4. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul și iarăși bucurați-vă, slăviți să fie Domnul. Este așa de important să fii la părtășie și să ai bucuria aceasta, pentru că El ne poruncește, bucurați-vă și chiar zic bucurați-vă, măriți-vă, Domnul, pentru lucrul acesta, ca să ne bucurăm, Dumnezeu cere de la noi, pocăiți-vă, măriți-vă, Domnul. Chiar dacă românii își bat joc de noi, sau chiar dacă alte persoane zic despre noi țiganii că suntem proști, însă, dragii mei, vă spun din toată inima că noi suntem proști pentru numele lui Iisus Hristos. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pentru unii care nu știu lucrul acesta, unii frați au fost la Târnăveni, au auzit un mesaj acolo, pentru că Domnul a zis să ajung undeva într-un loc neîngăduit de Domnul, dar Domnul s-a folosit pentru că trebuia să cheme un om mare din fruntea poliției și să-i spun despre pocăință că ce are nevoie de pocăință. Amin. Și am spus un fel următor, dacă va veni de undeva de sus ca să te dea afară din funcție, ce vei face? Dumnezeu astăzi se cheamă la pocăință, nu sunt afară din curtea poliției. Însă, un lucru știu și cred din toată inima, că și Dumnezeu poruncește, așa cum spune în Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu versetul 30. Amin. Dumnezeu nu ține vremea, nu ține vremea de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutinde să se pocăiască. Amin.